Wada Cia Bing și Sun Baifang, adică bună ziua! Invitata mea de astăzi este Sun Baifang, o tânără care a venit tocmai din China ca să îi învețe pe români limba ei maternă. Haideți să o cunoaștem! Dintr-un imens oraș din China care are aproape 8 milioane de locuitori. Și-a dorit să viziteze Europa și oamenii de aici. A ajuns în România și s-a hotărât să rămână. Și-a completat studiile la Sibiu, iar acum predă limba chineză câtorva sute de hunedoreni. Nu vorbește încă bine limba română, dar știe îndeajuns încât să le explice așa cum trebuie elevilor săi. De ce ați hotărât să veniți în România? Pentru că în facultatea am învățat predesc limba chineză. Da, și pentru că când am terminat facultatea și mă gândesc că dacă e posibil să mă duc afară, adică să predesc limba chineză afară. Și are un examen. A fost un examen și dacă dacă cine vrea să vine aici, e la Institutul lui Confucius, adică și mai întâi să învăț limba română. Și dacă știu limba română și pot să predesc limba română, limba chineză mai bine. Da. Și de ce România, nu o altă țară? Pentru că de obicei, deși nu am ales, pentru că în România acum există 4 institute Confucius, dar când am fost aici doar 2 și e nevoie de profesori, da. Și adică vine aici. Când se întâmplă asta? Când ați venit în România? Când? În urmă 5 ani, acum. A fost în 2010? Da. Prima dată, Baifang a locuit la Sibiu, unde a urmat cursuri de master la Universitatea Lucian Blaga. Mai întâi am fost la Sibiu cu alte 8 colegi, colegele mele. Ați făcut la Sibiu școală? Da, și pentru că primul an am învățat doar limba română și facultatea și a hotărât că în continuare să
adică cum să spunem, adică să oferă mai multe șansă să învăț, să pentru șansă. Voi, da, șansă pentru noi să învățăm limba română. Adică și în continuare am învățat masterat. Da. Ați făcut masterat în România? Da, da, la Facultatea Lucian Blaga. Da. Și limba română, cum vi s-a părut? Cum e limba română? Cum e? Când am învățat limba română, pentru mine este o limbă foarte, adică dificilă și e, pentru mine gramatică de limba română e foarte grea. Și acum și în continuare am învățat, învăț în fiecare zi. Da. Ce e diferit între limba română și limba chineză? Cred că pentru mine limba română e mai ușor să citesc, pentru că când am auzit cu lidere așa și am scris bine și am scris corect, dar chineză trebuie să învăț după caracter chinezești, e după simbolul. Ăsta e, cred că pentru străinii ăsta e mai grea. Profesoara Baifang s-a stabilit la Deva în cursul anului trecut, când a început să predea chineză elevilor de la Liceul de Arte. Iar din toamnă se ocupă de cei care au dorit să vină la cursurile gratuite de limbă chineză organizate de către Biblioteca Județeană Ovid Însușanu din Deva. Am predat și mai întâi am predat în Liceul de Arte, doar de un semestru. Da. Și adică de la 2014, da. Și am predat aici la Biblioteca Județeană Hunedoara. Și cum e? E greu? Nu cred că, pentru că cursanți sunt foarte adică bune, sunt foarte bine, adică cursanți au foarte mare ce interesant să învăț limba chineză și cultură chineză și în fiecare zi și învăț ceva din ei. Și dumneavoastră învățați de la ei și ei de la dumneavoastră. Da, exact. Și am învățat nu doar limba română din ei, și cultură limba și cultură românească. Da. Cursanții sunt tineri, sunt bătrâni, sunt cursanții. De exemplu, cel mai mic, adică cel mai mic elev are doar 7 ani, dar cel mai vârstă are 78 de ani. Adică din mai mic până mai mare. Da. Și care învață? Cine învață mai bine? Cine mai? Tinerii sau mai puțin tinerii? Mai puțin. Cred că tinerii sau mai puțin tinerii învăț mai repede. Dar, de fapt, adică nu prea să stau mai liniște, adică mai active, așa. Dar cine mai vârstă, adică au mai mare, da, mai tare interesante să învăț limba chineză bine. Unul dintre elevii lui Baifang Sun este Victor. M-am înscris la cursul de chineză că eu am avut un vis că aș vrea să ajung în China ca și medic. Și vreau să învăț limba chineză la perfecția, că se poate, și să ajung acolo. Dar am și învățat ceva, că am învățat pe parcurs înainte să ajung la cursul de chineză și japoneză. Și am înțeles că chineză se seamănă foarte mult cu japoneza și m-am gândit că dacă învăț aceste cursuri, probabil să mă ajute. Ai învățat japoneza singur? Da, am luat manuale de la bibliotecă și am cumpărat la magazin manuale.
Și acum că ai făcut și chineză, care e diferența? Cum e? Sunt câteva caractere diferite și pronunție, dar toate limbile asiatice, majoritatea provin din chineză. Deci e un foarte mare ajutor să știi chineză. Ți se pare o limbă grea? Chiar deloc. Singura problemă care ți-o poate pune chineză sunt caracterele, că durează, cum o zici și profesoara, 3 ani până le înveți, dar trebuie să înveți serios. Și tu înveți serios? Să zicem că învăț. Câte cuvinte știi până acum? Greu de spus. Dacă e așa, să le mai repet, cred că în jur de 200, poate 300. Cum e la cursurile de chineză? Îți place? Ce îți place? Ce nu-ți place? Îmi place că învățăm ceva nou despre cultura chineză. Ce nu-mi place e că e prea puțin. Aș vrea să fie un pic mai mult, că 2 ore pe săptămână n-ajung ca să știi chineză la perfecție. Îți ia prea mult dacă ar fi să învățăm așa de-a rângul. Despre doamna profesoară, ce părere ai? Este o profesoară excelentă. N-am decât cuvinte de laudă pentru ea și sper să ne predea în continuare chineză. E important că vă predă o profesoară venită tocmai din China sau nu neapărat? Este foarte important, deoarece e familiarizată cu cultura și limbajul urban de acolo și cu cultura urbană. Deci știe oarecum ce, să zic, ce se mănâncă prin China, ca să mă exprim corect. Crezi că este chineza o limbă de viitor? Sunt sigur că e o limbă de viitor. Practic, populația chineză este cea mai mare de pe glob. Acum știm și noi că chinezii sunt răspândiți peste tot pe glob, oriunde mergi dai de chinezi. Deci, cu siguranță, în viitorul apropiat vor ajunge o superputere mondială și sunt cam a 4-a țară care are armament nuclear de pe glob. Deci, totuși, ar trebui și să ne temem și să-i respectăm. Bogdan vine și el de aproape 2 ani la cursurile de limbă chineză. De ce m-am hotărât să vin la cursurile de chineză? Păi e o întrebare simplă, pentru că eu fac și la facultate, la unde studiez, fac limba chineză. A fost o opțiune și am bifat-o și am zis să continui și undeva, pentru că sunt ore gratuite și orice limbă în plus, eu zic că e extrem de bună în viață. Crezi că te va ajuta la ceva? M-a ajutat deja. Chiar am învățat o grămadă de cuvinte și o grămadă de expresii în limba chineză și am fost anul trecut, chiar am fost într-o summer camp în Republica Chineză și m-a ajutat foarte mult. Deci chiar m-a ajutat foarte mult. Plus că în viitor, iar văd o deschidere largă a lucrurilor cu limba chineză. Cum a fost în China? Superb, superb. Deci China este țară, eu în gândul meu sau în mintea mea tot timpul spun, e o altă lume. Deci e pur și simplu altă lume, e ceva senzațional. Absolut totul te impresionează, tot ce vezi acolo, tot ce rămâi wow. Și ceva superb. Ce ai vizitat în China? În primul rând, orașele mari, Shanghai-ul și Beijing-ul și marele zi chinezesc. Dar accentul a fost pe un campus universitar, îl numesc așa, campus universitar care, ca suprafață, pot să zic că e aproape cât orașul Deva. Deci nu se compară, cum să zic, sistemul de învățământ sau pur și simplu cămine studențești nu se compară cu ce știm noi în România. E ceva, de asta spun că totul este wow, e la superlativ. Cât timp făcusești chineză înainte de a pleca? Un an sau? Aproape un an, dar mă apropiam de un an de zile și în momentul de față am ajuns aproape la 2 ani și ceva. Aproape 2 ani jumate. Despre profesora de chineză, ce spui? Doamna profesoră de chineză extrem de bine ne predă, vorbește și foarte bine limba română, ne înțelegem perfect, când nu poate să ne explice unele anumite chestii, o luăm pe engleză, e bine, e o profesoară foarte bună. Crezi că e un lucru important faptul că profesoara este nativă? Extraordinar de bine. Nu văd un profesor care să nu fie nativ sau să nu fie din țara respectivă să-ți predea o limbă care nu e limba maternă. Deci acest lucru face extrem de mult, e cel mai important. Cât timp vrei să mai faci chineză? Cât de mult o să pot. Cât de mult și cât de bine o să învăț, cât de mult. Cât de grea e chineza?
nu e foarte grea. Deci pininul, chineza mandarină, cea simplificată, nu e grea. E un fel de engleză, se scrie într-un fel, se citește puțin, într-un fel diferit, dar nu e grea. Deci părerea mea, care pot să zic, nu e grea. Deci cine vrea să învețe, ar putea să învețe liniștit, lejer. Ce ți se pare cel mai greu la limba chineză? Memoratul cuvintelor, adică nu pronunția. Pronunția, odată ce te-ai familiarizat cu pronunția lor, dar memoratul lor, îți ia o perioadă bună de timp să le memorezi, să poți să formulezi întrebări, să poți să formulezi răspunsuri, să e un pic mai complicat. Câte cuvinte știi în limba chineză? Având în vedere că tocmai am avut un test de limbă, eu zic că mai bine de 300 de cuvinte, nivelul 2, cam pe acolo mă apropii. Mulțumit de performanța ta? Foarte mulțumit. Foarte, foarte mulțumit. Și cea mai mare satisfacție, chiar acum câteva zile mă uitam la un film în limba chineză și foarte multe cuvinte, fără să le citesc, fără să le văd, le înțelegeam. Deci chiar le știam și e un lucru mare, să poți să înțelegi anumite chestii fără să le vezi sau e ceva extraordinar. Te face să te simți foarte bine. Foarte, foarte bine. Profesoara își aduce aminte că la început a fost foarte greu să se adapteze sistemului românesc de învățământ. Pentru mine, când am învățat limba română la facultatea din Sibiu și cea mai cea grea pentru mine este orarul de învățământ. E foarte dificil. Pentru, de exemplu, am învățat fiecare zi de 6 ore, de la 8 până 2 după masă. Dar în China orarul e așa, de la 8 până, cred că 11 jumătate și este pauză. Și pauză e mai lungă, adică până 1 jumătate așa, pentru că este pauză de plâns. Okay? Și în școală și studenți au timp să dorm psi. Dar aici nu, adică pauză doar e 10 sau 5 minute și până la 2 sau adică după masă, de la oră 2 sau 3, adică cada oră așa. Dar în chineză este orarul de dimineață și orarul de după masă, până 5, așa. Bai Fang spune că și-a dorit să fie profesoară pentru că îi place să îi ajute pe alți oameni să învețe. Pentru mine am învățat că dacă ajut alții oamenii bine, pentru că și adică pot să cum? Poate să fie mai bine. Adică pentru mine îmi place să adică prodesc, nu. Predau, da, să predau, adică sau să ajut alții oameni. Deși e departe de casă, Bai Fang și-a făcut aici noi prieteni, care sunt ca o familie pentru ea. Cum a fost prima dată când ați venit în România? Ce impresie? A fost foarte bine, da. Pentru că am fost prima dată, este la Sibiu și orașul Sibiu este foarte frumos și foarte liniște, da. Nu v-a fost greu departe de familie? E bine, pentru că a venit și colegele mele și noi suntem ca o familie împreună, adică nu e grea, e bine. În cei 5 ani de când sunteți aici, de câte ori ați fost în China? În fiecare vară am vacanță și mă întorc acasă și adică distram cu familia mea. Adică, de obicei, deși nu merge afară, doar acasă, da. Și familia nu a venit niciodată în România? Încă nu. Sper că în viitor, da,
cineva are o șansă, da, să vizite. Vreți să rămâneți în România sau pentru o perioadă mai lungă de timp sau nu? Sper că să stau de mai mult de timp, da, pentru că îmi place aici. Ce vă place în România? În România, oamenii. Pentru că oamenii sunt, cum să spune, adică oamenii simt foarte fericite sau, cum să spune, bucuros. Da. Și, cum să spune, adică și mediul e foarte frumos. Uh-huh. Profesoara de chineză vine dintr-un oraș portuar, iar faptul că a locuit întreaga sa viață la malul mării a făcut-o să se îndrăgostească de munții noștri. Ați vizitat România? Da, am fost la orașul mare ca Constanța sau Cluj sau Timișoara și orașul mic, de exemplu Orăștie sau la cum e ceva pe munte sau pe la mare, da. Ați fost și la mare și da. La munte? Da, da, da. Am fost și multe muzee. Ce v-a plăcut cel mai mult din ce ați vizitat sau ce oraș, ce obiectiv turistic, nu știu, ce v-a plăcut mult aici în România? Pentru că îmi place mediul natural mai mult, adică îmi place la munte și pentru că orașul meu în China este lângă mare și la mare, așa, dar la munte îmi place foarte mult. Orașul în care v-ați născut este mai mic sau mai mare decât Deva? Mai mare, e mai mare. Se numește Qingdao și este un oraș foarte modern și și cred că va de frumos. Și nu v-a fost greu să veniți din oraș, dintr-un oraș atât de mare, într-un orășel așa mic ca și Deva? Pentru că, pentru mine, orașul mare sau mic nu e foarte important. Ce important este oamenii lângă mine. Dacă sunt oamenii, adică bune, adică nu e problemă. Aici, într-o țară străină, la mii de kilometri departare de casă și de familie, profesoara Baifang încearcă să se adapteze la noi obiceiuri și legi. Felicitări! Thank you.